Surpriza în Parlament a venit de la Marcel Ciolacu în timp ce liderul social-democrată își căuta cartela de vot, i-au zburat banii pe care îi avea în buzunarul de la piept al sacoului și, după cum bine știm, nu este prima dată când Ciolacu umblă cu banii la vedere. Marcel Ciolacu face iar paradă cu banii din buzunarul de la piept. I s-a întâmplat de această dată în plenul Parlamentului când a fost la un pas să împrăștie mai multe bancnote prin sală. Momentul a fost punctat cu râsete și comentarii ironice din partea colegilor din plen, care și-au dus aminte și de cealaltă scenă tot cu banii de buzunar ai șefului PSD. În luna martie a acestui an, în timpul unei conferințe de presă, lui Marcel Ciolacu i-au ieșit banii din buzunar când umbla după ochelari. Presa a surprins momentul care a devenit apoi viral pe rețelele de social după acest episod, politicianul povestea că erau niște bani pentru secretară care achitase niște servicii pentru el și nu voia să-i rămână dator. Tot după. Însă probabil că de atunci și până acum i s-au rupt mai toate portofelele, ori prietenii nu i-au explicat cum să le folosească, așa că umblă cu banii tot în buzunarul de la piept.